Hai să vedem, Adrian, că mai sunt 4 minute, cum arată speranțele pentru la anul. Opțiuni electorale pentru 2024, intenție de vot, doamna Benga, PSD se confirmă și în cercetarea dumneavoastră că e pe primul loc, urmat de PNL cu 16, deci aproape dublu PSD față de PNL. USR 14,6, AUR 9,6, UDMR 5, Partidul Manis 4, PMP 3,5, Forța Democrată a domnului Orban 2,8, PER 2,4. Doamna Șoșoacă e cu SOS România, nu? Da, 2,4. Șoș, da. Șoș România. Șoș România. E greu de spus de la ce vine. Poate să fie SOS, că doamne, e de Doamne ferește, adică se poate. Poate fie și SOS. Am avut și foarte mult Soros în România, da, deci da. E ceva că... în zona da, asta. Da. Nu știu. Pentru că e tocăniță. Da. Okay. Apropo de sondaj... Numai o clipă, da. Dragoș, vreau să finalizăm tot calupul, doamna Benga, pentru că aici e vreo surpriză, aveți ceva să ne spuneți în legătură cu... Surpriza este la AUR, cea mai mare, probabil pentru toată lumea. De regulă are un procent mult mai mare. Și ce credeți că s-a întâmplat? Dacă de regulă are un procent mult mai mare, acțiunile din ultima lună să fie atât determinat cât un pic de răceală? Doamna Șoșoacă, SOS România, merg pe ideea de scandal. Nu neapărat că ne-am săturat de scandal, dar nu știu câtă încredere avem în scandal. Să ne mai adaug și eu ceva care sigur se leagă, doamna Benga, și de celelalte răspunsuri. Începe să se apropie momentul votului util. Așa cum știm, înaintea scrutinului, foarte mulți oameni își fac evaluarea dincolo de ceea ce ar prefera, dincolo de ceea ce cred ei că ar fi așa pe gustul lor, dacă respectivul vot va duce la o soluție politică, administrativă, guvernamentală, de coaliție și așa mai departe. Ori e limpede că foarte mulți s-au lămurit că nu există nicio șansă ca AUR să ajungă într-o poziție de a administra țara într-un fel sau altul, pentru că e neprecvent. Mai exact, Adrian, peste 60% dintre români nu consideră că AUR e un partid care poate obține 51%, astfel încât să ajungă singur la guvernare. Vedem și acest slide, după care dacă 60% doamna Benga consideră că nu poate ajunge singur la guvernare, iată cum sunt împărțite aceste procente între foarte mare măsură, în mare măsură, în mică măsură, explicațiile nu mai sunt necesare aici. Haideți să vedem alianțele preferate pentru guvernare alături de AUR. Doar o secundă, aș vrea să fac o completare cu acel 9,6%. Noi toți am sancționat acel scandal. Acele scandaluri din Parlament le sancționăm și spunem că nu așa ar trebui să se întâmple lucrurile. Este posibil să intervină chiar și spirala tăcerii. Nu mai recunoaștem că votăm un partid care merge foarte, doar pe foarte scandal. Posibil. Adică foarte scurt și foarte repede ne zice producătorul emisiunii. Foarte scurt, să știi că prin țară când merg în investigație se întâmplă un fenomen. Apar foarte multe locații unde se pune steagul AUR și sunt tot mai multe. Și oamenii probabil nu declară în cercetările sociologice. Alianțe preferate pentru guvernare alături de AUR, Răzvan, doar 11% dintre cei intervievați cred că un partid s-ar alia cu AUR pentru o viitoare guvernare. Da. Atenție, însă, apropo de spirala tăcerii, majoritatea respondenților, 84%, au preferat să nu răspundă la această întrebare. Deci, vă aduc aminte că acest partid are probabil un electorat care se ferește să spună întotdeauna adevărul. Cred că gradul de nesinceritate în electoratul AUR e foarte mare și rândul trecut a luat dublu pragul lui, deși mulți nu-i vedeau trecând pragul. Și atunci, care sunt alianțele preferate pentru guvernare în 2024? PSD-PNL 20,7%, PSD AUR 18,1%, asta nu se bate cap în cap cu precedentul, doamna Benga? Mai mult sau mai puțin, aici întrebarea a fost, da, acesta este cu alianțe, aici întrebarea a fost pe cine cred în stare să se alieze cu AUR, dacă ei cred că s-ar alia cineva asta, cu AUR. Una cealaltă era cu alianță, trebuie să ne... alianță benefică pentru conducerea României. A, benefică este termenul. Benefică este întrebarea.